Salutare toată lumea, numele meu este Andy și sunt obosit. Doamne, să mai trag și-o puțin răsuflarea. Dar ce am venit de la, da, de la ceva pe acolo, am făcut treaba azi toată ziua și n-am avut timp să filmez și acum este ora aproape 10 când filmez. Și nu știu, din nou, cred că clipul ăsta va apărea foarte pe seară. Adică, după unul încolo, cred. Până își va da upload, până își dă download chestii, trestii, pentru că nu-l las să se renderească, pentru că frate-mă, și eu mă mai joc pe calculator, mă joc altceva în timpul ăsta și se face mai greu. Da, și sunt făcut praf, trebuie să-mi fac și o baie, nu mă mai suport așa. Până atunci vreau să filmez, să pun video la render, să nu mai dureze așa mult. Și da. Bun, acum, ce vreau să fac, pentru că nu mai știu. O, Doamne, stați așa. Așa, deci pe aici parcă trebuia să iau. Da? Bă, se vine mai dacă ușa. Frate meu. Haide, mă. Au, ia. Deci, frate, și data trecută când am plecat acolo, același lucru s-a întâmplat. Frame-uri. Minecraft prost. Și aici ce era? Mă, aici ajunsai în același loc. Băi, ce... Iar mesaj. Bine. Mesaj, da. Uite melodia din Minecraft, ce mișto se aude. Sper că nu se aude și în microfon, să se audă în eco, o dau aici mai bine. Așa. Acum unde vreau să mă duc? Chiar nu mai știu, parcă încolo. Parcă. Sau terminasem peștera asta, din nou. A, nu terminasem. Hai mă, lavă proastă, dispar. Așa, nu pești, trebuia să mă duc, nu terminasem peștera. Că am găsit alta. Ia. Da. Bețe și facem torțe. Bun. Să nu spui că se termină. Hai, frate, că nu e posibil, bă. Du-te, bă, de aici cu peșterile ăștia de rahat care se termină imediat. Nu poți să găsești și eu ceva bun, frate. N-ai văzut așa ceva. O altă peșteră mai șmecheră, ceva pe acolo. Nu, păi de ce? De. Pe aici parcă am fost și nu e nimic, nici nu mai știu. Of, n-am apucat să-mi revăd video să văd ce s-a întâmplat. Da, uite, mă, peștere aici, tati. Așa. Mergem mai pe aici. Deci, du-te, frate, du-te! Și împușcă-te, de două ori. Mai am niște cărbun că să-mi fac stack-ul plin. Și după aia plec. Să cautăm și în partea cealaltă. Dacă nici acolo nu găsesc, îl împușc. Pe Minecraft. 60, 62, 63, 64. Gata stack-ul. Haide jos. Haide-mi jos. Deci... De... Doamne, deci nu mai suport, frate. Ce e, mă, cu peșterile ăștia, frate? Nu pot să te mă plim și eu în ele deloc. Du-te, bă, de aici, deci du-te. Hai, du-te, că deja mă enervează Minecraft-ul ăsta. Da. Sper că n-am suflat în microfon. Hai înapoi sus, că deja aici ajunsai la strat mic. Nu mai am unde să sap. Hai înapoi jos, iauzi. Hai înapoi sus. Mergem înapoi acasă să punem cablul ăla la făcut. Sau, frate, de ce să mai mergem acasă? Cred că o să-mi fac pe aici, pe undeva, niște furnale să pun cablul ăla făcut. Dar n-am cărbun destul, aoleo, tot acasă cred că trebuie să mă duc. Dar nu vreau să mă duc acasă, dar tot trebuie să mă duc până acasă, dar cu cablul nu mă duc până acasă, înțelegi, Jose? Pe aici, parcă am venit. Bine că e zi, am de la mine, na. Golden apple-ul ăla puteam să-l mănânc atunci ca să nu mor, dar na. Inteligență, dă. Vaci. Trebuie să vin să le și mulțesc, fain de mine. Unde să-mi pun eu furnalele? Vreau să le pun pe aici pe undeva, că pentru că pe aici pe undeva vreau să construiesc și piscina. Și, na, să fie pe aproape. Le pun în pomul ăsta. Pe care o să-l fac o dată să arate și mai bine. Până atunci, fac așa. Pur și simplu. Așa. Patru furnale ar trebui să ajungă. Abia aștept să termin episodul ăsta să mă duc să fac o baie. Nu mai pot.
Deci chiar nu mai pot. Mă simt varză. Ei, nu aici. Așa. Așa, așa. 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 Hai mă facem așa. Să sperăm că ajung ăștia cărbuniștea. Bun. Mai că căsuța asta, dacă aș reuși eu să o modelez puțin, că căsuța asta, da, ar arăta binișor. Aș putea să o fac arate mai bine. Și o să o fac, dar nu acum. Și am băgat ăștia aici. Veniți mă să facem niște chesturi aici, de fapt, un double chest. Așa. Nu, așa. Hai să vedem ce aruncăm pe aici, niște redstone, oricum trebuie să mergem și pe acasă, în partea cealaltă acasă mă refer. Băgăm prostii pe aici, aoleu, am un stack de iron, îl bag în partea cealaltă. Cobblestone sau să ne trebuiască, două săbii, târnă copul, ăștia le bag în partea cealaltă, la pizza zodi la fel, morcov o să-l plantez, bun. Unde e, mă? Așa, un topor de iron vreau. Nu știu dacă mă apuc de tăiat lemne azi, dar da. Știi ceva? Yay! Dar hai că să... Deci trebuie neapărat să tai și copăcii ăștia pentru că trebuie să-i plantez din nou. Pentru că lemnul ăsta îmi place mie cel mai mult. Și na, o să am nevoie de el. Îmi place că au crescut toți. Înseamnă că sunt un pomicultor foarte bun. Așa se spune, nu? Un pomicultor. Cred că da. Cred că nu există, frate, peșteră pe mapa asta pe care să o fi găsit și să nu o fi explorat. Deci vreau să găsesc un sistem de ăla de peșteri, frate, mișto, ar interminabil, chestii, trestii pe acolo. Unde o fi Piggismund? Hei, Piggismund! Am hăul la mine? Nu am hăul la mine. Ce-ai făcut el? S-o fi stricat? Nu cred. L-am aruncat. Ia să vedem. Iron-ul aici. Asta îmi trebuie. Sand-ul ăsta, nu știu ce fac cu el. Ia. Așa. Urcă, mă. Se face noapte? Ok, dacă se face... Au, băi, deci tot timpul mă lovesc. Băgăm gravel-ul ăsta pe aici. Ăsta-l plantăm. Ciuperca asta, n-avem ce face cu ea. Saddle, nici cu ăsta n-avem ce face. Ăștia ne trebuie. Asta o să ne trebuiască. Îmi trebuie șaua, da, să o pun pe Sir Piggismund. Pâinea asta, nu știu ce fac cu ea, o țin la mine, o mănânc vreodată. Bun, păi și cam asta am tot la mine. Ia să vreau să mai iau ceva de aici. Sand-ul ăsta nu-l iau acum, că nu-mi trebuie, sau ar trebui să-l iau să-l bag în partea cealaltă, da. Bun, păi haide să... Băi, se face noapte. Urcă, 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 că nu vreau să-și las pe mobii. Bun, făină nică. Și după aia mergem să plantăm. Ah, un hău, da. Hău, hău, hău. Trebuie să-mi fac hău și trebuie să pun și șaua pe Piggismund. Mai întâi să-l găsesc, că îl pierdui. Așa, haideți, tati, haideți. Hai, mă! Căpară. Și ferma trebuie să o mărez. Mamă, frate, câte lucruri trebuie să fac. Ok, cartofii văd că s-au făcut. Ia, cât cartofi am? Băi, 10. Trebuie să mai lărgesc ca să mai pun cartofi. Așa. Ia, bă, nu-i mânca cartoful, bă. Așa, ca să pot să cad aici, să nu stric recolta. Morcovul trebuie să-l plantez și pe ăla, stai, uite, plantăm... nu-l plantăm acolo, facem așa. Plantăm aici, asta facem așa, punem aici seed. Așa. E, nu-mi dădu, bă, nu-mi dădu. Numai atâta s-au făcut, frate, de când am plecat. Piggismund, ce cați aici? Băi, te bat. Ia vino ca. Acum ești al meu, fraiere. Te cunosc de undeva. Mântă! Ce cu... Poți să mă... Ia să vedem dacă pot să-l încale. Dar merge și el în ce direcție vreau eu. Da. Ok, Piggismund, să nu uiți că ești al meu. Așa, să mai extindem sugarcane-ul ăsta.
No, aici nu trebuia să le iau. De ce? Ah. Mă enervează chestia asta, că nu pot. E tot apă, frate, ce contează? Nu, am întors ceva, da. Facem așa ca să topească gheața aia. Deocamdată fermele ăștia le lăsăm așa, chiar dacă nu arată prea profesional, dar merge. Ok, deci am făcut și ordine în chest, parcă. Dar nu mă enervează, ăștia ar trebui să crească cumva mai repede. Băi, Piggismund. Te rog frumos să nu pleci de aici, că ți-am pus și șa. Da? Da? Uitul, am puține uit, frate, ce crezi că ăștia așa greu? Nu înțeleg. Cred că o să vrească să-mi fac o fermă și în partea cealaltă, pentru că prea greu, frate, prea greu, chiar prea greu. Au. Da, iar ia și mănâncă. Ia stai, mă, ăștia câtă hrană îmi dau. Cât porc ceapul? Atunci pentru ce mai sunt porci, frate? Nu-mi dau mai mult porci, nici ăștia nu dau, deci habar n-am pentru ce sunt. Chiar habar n-am. Hai, mă, nu se încarcă viața. Mănâncă-mă o pâine atunci. N-aș și bag în tine o pâine. Așa. Acum să se încarcă toată viața. Ia, acum să mergem să tăiem pomii. Ziceam că o să tăiem pomii. Mai întâi hai să mergem să mulțim prostiile, vacile. Pentru că să ne trebuiască... Băi, frate, de când zic că fac și o cocioabă la vacile alea, îngrași ceva. Veniți-mi cu vacii, 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 vacii. Ia uite ce are eu. Mâncărica. Mai câte sunt? 2, 4, 5, nu. Nu le mai dau pentru că n-are rost. Așa, să creșteți mari. Ce urâte. Uite aici niște sen care cred că trebuie scos și apa asta stupată. Da, haide să ne punem pe tăiat copaci. Așa, și pe ăsta-l tăiem. Soarele la jumate. Ar trebui, cred că, să-mi fac și un... Da, nu mi-am luat alea la mine, să-mi fac și un pat aici. Luna. Am iron la mine? Nici iron nu am la mine. Foarte inteligent. Da, și cred că cable-ul ăla s-a fi făcut. Sper că s-a făcut, pentru că îmi trebuie niște farfece să mă duc să tund oile alea de picolo. Și nu știu de unde să iau două farfece, că, hai de mine, ce mă enervează cu casa aia de așa departe acolo în Iceland. Te rămâne gheață. Hai să defrișăm toată pădurea asta. Să defrișăm. Băi, de ce că au spus acolo așa prost? Haide, mă, taie copaci. Ia să vedem, poate mai vrem unul pe aici. Să nu rămână pe aici, să nu rămână ceva plus. Nu rămâne mai nimic, nu mai nimic aici. Uite aici unul, copac. Așa, așa. Băi, dar m-a pus să iei serios pe tăiat pădurea asta. Sper să iau mai mult de un stack de aici. Doamne. Haide, haide. O să tai frunzele cu toporul pentru că... Dă-l încolo de topor, pot să-mi fac altul. Am o grămadă de iron. Nici nu știu câți pomi sunt pe aici. Am apăsat pe Q din greșeală și mi-a zburat toporul din mână. Ia, să vedem dacă mai putem o dată. Haide. Încoa. Era un pom din câte am văzut. Și hai, îi tai pe toți în afară de la mare, că la mare stai greu și mă enervează. Așa, uite și pe asta de aici. Și după aia, că vedeți că spuieți, luăm și plantăm și înapoi. Uite, deja am început să cadă. Dar nu venim să-i luăm acum. De fapt, trecem și acum să-i luăm câțiva. Și după aia mergem să băgăm niște iron la făcut. De fapt, cred că ar trebui de acum să băgăm niște iron la făcut. Sau îl băgăm atunci și stăm lângă el, mai bine. Și după aia venim să luăm niște vaci. Să luăm niște lână, să putem să ne facem un pat și în partea cealaltă. Mamă, dar au crescut pomii ăștia, frate. Cam urât unii dintre ei. Bine, dau mai mult lemn, dar mă enervează că stau mult să iau. Mai bine cresc așa micuț și iau lemnul eu mai ușor decât să stau să mă uit după ei în sus. Să stau 5 ani.
Deci a cam dat roade de ferma mea de copaci, pomicultura mea. Nici nu știu dacă se numește așa, dar așa îi spun eu. Ia să vedem, mai vreun copacel pe aici. Uite ăsta, Ricola. Uite ăsta n-a crescut, ai face umbră ăla de sus. De asta n-a crescut. Uite un măr. Două mere. Și acum să luăm toți poieții, trei mere. Așa. Uite alt măr. Bun, ne și merele ăștia. Dacă o să găsesc prea mult gold, o să pot să fac niște golden apple din el. Ia câți poieți? Ia, 33. Deja destul de mult. Enchant. Trebuie să-mi fac și un cestuleț ca să văd câte ceasul. Și da, am zis enchant pentru că m-a întrebat fratele meu ceva. Ah, aproape se termină tot cablul ăsta de aici, uite, bun. Aveam un stack de iron, să nu-mi spui că l-am lăsat în casa cealaltă. Ce se mai întâmplă pe aici? În chestul ăla s-ar putea să am ceva. Cred că mai am niște iron, ia. A, uite-l, mă. 32 aici. Luăm și-l băgăm aici la făcut. Și luăm și cărbunii ăștia și-l băgăm aici ca să se facă ironul ăla. Ziceam să facem ceva. Da, piatra asta trebuie băgată aici. O, l-ai pe dată? Păi n-am gol la mine să fac un ceas, că aș fi făcut chiar acum un ceas. Nu cred că mai ajunge stonul ăsta. Sigur nu mai ajunge, de fapt. Mai trebuie să mai iau niște cabel. Să-l băgăm pe ăsta până atunci. Așa. Asta ironul ăla se face, da, bun. Luăm tot acest iron, îl facem așa. Ironul să-l băgăm aici, împreună cu ăsta, cu sandul ăsta. Cablul ăsta îl păstrez la mine, woodul ăsta de cantă îl păstrez la mine. Hai că am luat două stack-uri, bun. Ăsta la mine, ăsta la mine, seed-urile n-au ce căuta la mine, ăștia le țin. Un pat am zis că mă duc să fac, mă duc să tun niște oi. Repede câte zi. Haide! La oi, la oi, la oi, mergem la oi, la oi, la oi. Frate, ce mă enervează episoadele că... Adică încep să mă joc, începe să-mi placă să mă joc și după aia trebuie să opresc episodul că îl fac prea lung. Și nu pot să-l fac prea lung pentru că na, nu, poate nu puteți să stați să vă uitați 20 de minute la el, 30, hai că 20 de minute o să-l fac. Da, na, nu știu, nu, nici nu l-aș face de 40 să dau pe jumate fără să zic formula de început sau alte chestii. Înțelegeți? Și na. De-aia vreau, dacă să strâng mai mulți abonați, să posteze mai multe ori pe zi. Și sper că o să strâng mai mulți abonați. Și dacă o să strâng mai mulți, o să postez chiar de 2 ori, 3 ori pe zi, depinde de mine. Adică chiar vreau să postez de 2-3 ori pe zi. Și da. Vedem atunci, o să fie mult mai mișto și o să am și eu mai mult chef, pentru că așa nici nu am timp să mă distrez, frate, începe să-mi placă să filmez, să chestii, să-mi intru în ritm, să încep să vorbesc, să chestii și după aia, bam, dintr-o dată, da, mă uit la timer, cum este și acum și au trecut deja 19 minute aproape și băi, frate, într-un minut trebuie să închid episodul, da, ok, și închid episodul, bag episodul la renderit. Plus că trebuie să-mi iau un calculator bun, dar nu știu când se va întâmpla asta, pentru că a început să mă enerveze asta, durează mult renderul și toate cele. Avem niște wooden planks, n-avem. Facem din asta, că nu-mi place lemnul. Un pat aici repejor, îl luăm și-l punem undeva. Hai bă, dorm, e, așa. Să ne mutăm spam aici. Așa. Bine, patul ăsta stă foarte urât aici, cred că o să-l sparg, deși s-a stricat spam-ul, da? Dar mă enervează că nu pot să-l pun pe jos. Așa că știi ceva? Dai mai aici și lasă-mă în pace. Așa. Lena asta nu trebuie la mine. Puieții ăștia, da. Ia să iau și aeronul ăsta. Ups, să-l bag aici. Să se facă. Că are timp să se facă, cred. Bun, păi da, și cam asta a fost pentru tot pentru azi, episodul ăsta că am dus. Și da, nu uitați să vă abonați, să împrăștiați ceva pe aici episodul dacă v-a plăcut, să dați like.
Și orice m-ar ajuta să fac mai mulți abonați pentru a posta mai multe episoade zilnic, da. Până atunci, faceți ce vreți voi, ce știți voi mai bine. Eventual uitați-vă la episoadele cu mine pe care nu le-ați văzut. Și până atunci, da, faceți ce vreți. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!